După ce a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Muncii, apoi pe cea de administrator al județului Giurgiu, tânărul liberal Giurgiu Vean Ionel Muscalu este mai nou directorul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, în urma unei decizii a premierului Victor Ponta. Funcția are rang de secretar de stat, așa că Muscalu o privește cu multă seriozitate. Cred că este până la urmă un soi de recunoaștere a muncii întregului partid, a filialei de la Giurgiu, a importanței acestei filiale și până la urmă în felul ăsta se recunoaște munca tuturor și mă simt recompensat în numele colegilor mei. Chiar dacă nu este un expert în domeniul mărcilor înregistrate, Ionel Muscalu spune că sunt multe de făcut, iar la București merge să facă treabă, nu să învețe o nouă meserie. Sunt multe lucruri de făcut. Chiar în domeniu mai sunt destule și sigur că, în primul rând, nu mă duc acolo ca să mă calific la locul de muncă, mă duc acolo să muncesc, așa că sper să auziți curând vești despre activitatea mea și de la nivel național. Numirea în funcția de director al OSIM al Ionel Muscalu a fost deja publicată în Monitorul Oficial, dar nu se precizează data la care portofoliul va fi preluat de Giurgiu Veanu Liberal. Totuși, Muscalu va merge începând de luni la noua slujbă.